Perspectiva sfârșitului lumii agită apele și așa învolburate ale unei lumi care și-a pierdut direcția. Printre alegații fataliste ecologice și fantasme extraterestre își face tot mai mult loc în lumea modernă o tagmă a prezicătorilor, a profeților, de ce nu a ghicitorilor și vrăjitorilor sau măcar a puzderiilor de horoscoape ce inundă tot mai mult mass media. Catrenele lui Nostradamus ocupă din nou spațiul mediatic și curg ca un șuvoi de neoprit amenințările apocaliptice. După 7 luni, un mare război. Al 3-lea război mondial? Rusia contra NATO, nu? Un mare imperiu distrus, sigur, Rusia. Sau poate China? Un papă nou, unul tânăr, ultimul. Deci, dezastros pentru viitorul Bisericii Romano-Catolice. Nici familia regală britanică nu scapă de amenințare. Regele Charles ar trebui să iasă din scenă și moștenitorul tronului să nu fie cel așteptat, ci o mare surpriză succesorală. O bombă nucleară detonată undeva între Marea Neagră și insula Rodos și, desigur, și o profeție despre Marte. Dar la fel sunau amenințările și anul trecut, și acum 2 ani, și aceleași catrene, 942 la număr, publicate în 1555, au fost aplicate la fiecare generație, la fiecare eveniment, de multe ori retroactiv, doar se vor nimeri. Ar trebui subliniat faptul că Nostradamus a fost un astrolog francez, convins ca mai toți oamenii timpului său că astrele Universului influențează și ghidează viața și viitorul fiecărui om. Nu degeaba s-a numit Evul Mediu Întunecat. Nu este dureros că astăzi a reînviat această credință obscură milioane de oameni consultând în fiecare zi horoscopul pentru a-și împlini destinul? Dacă este să te iei după catrenele lui Nostradamus, până la urmă poți să interpretezi orice și el nu este singurul. În spațiul balcanic, an de an se interpretează și reinterpretează prezicerile faimoasei Baba Vanga, bulgăroaica cu ochi închiși, dar care ar fi văzut lucrurile viitoare mai ceva ca un film în derulare. Tagma lor se încheie, la pragul cel mai de jos, cu vrăjitoarele și cititoarele viitorului în palmă. Căci trebuie ca fiecare categorie socială sau zona lumii să-și aibă propriul văzător, nu-i așa? Chiar ne interesează sau este o simplă curiozitate? Este doar o mare înșelătorie sau chiar este cineva care ne poate spune evenimentele viitorului? Poate ar trebui să vedem și declarația lui Iisus Hristos. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Această avertizare subliniază și existența profeților adevărați, pentru că da, istoria umanității este însoțită de experiența profetică. Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina slujitorilor săi proroci. Cei care ar încerca o asociere a profețiilor biblice cu catrenele lui Nostradamus ar trebui să analizeze nivelul de claritate al profețiilor biblice și integralitatea împlinirilor. Profețiile făcute cu 2500 de ani înainte de profetul Daniel s-au împlinit cu o exactitate fascinantă. O istorie a lumii în desfășurare cu succesiunea marilor imperii începând cu anii 500 înainte de Hristos. Iar declarațiile profetice nu sunt ascunse enigmatic în stihuri care ar putea să spună orice. Profetul Isaia îl amintește pe nume, robul meu Cir, pe împăratul persan care avea să dea decretul eliberării poporului Israel cu mai bine de 200 de ani înainte de nașterea lui și de apariția pe scena istoriei a Imperiului Persan. Dispariția Imperiului Asirian și distrugerea din temeria capitalei lui, Ninive, au împlinit o profeție făcută pe vremea când nicio putere nu se putea opune ferocelor armate asiriene. Era ceva de necrezut și totuși profeția s-a împlinit exact. Mai bine de 300 de profeții ale Vechiului Testament cu privire la nașterea și viața pământeană a lui Hristos s-au împlinit toate fără nicio excepție. Profețiile din Cartea Apocalipsei lui Ioan se încadrează în aceleași coordonate, așa că, dacă ne interesează viitorul, ar trebui să ne întoarcem la Biblie. De fapt, testul dacă un profet este adevărat sau nu, este cu privire la împlinirea prezicerilor lui. E corect, nu? Și atunci ne întrebăm, face Nostradamus parte din categoria profeților adevărați? Lincoln observa odinioară:
Poți păcăli pe unii oameni tot timpul și pe toți oamenii câteodată, dar nu poți păcăli toți oamenii tot timpul. Tocmai de aceea îți recomand insistent materialul Opinia Production, top 7 lucruri din Biblie despre profeții adevărați.